Salutare, dragi prieteni! Am avut o discuție extraordinară cu frizerul astăzi și vreau să fac comentariul la cal, pentru că e genul acela de discuție care îți reîntărește speranța și credința că lucrurile se pot schimba în bine în țara noastră. Și al doilea motiv pentru care fac din Sanderuțu este pentru că din nou am fost citat la CNA, de data aceasta pe cale oficială, și o să dureze până seara târziu să pregătesc tot ce am de pregătit pentru ei. Este vorba, așa cum am bănuit, de emisiunea despre procesul de la Tribunalul Timiș cu avocatul Adrian Cuculis și cu România TV, în care Adrian Cuculis a încercat să manipuleze instanța printr-o mărturie mincinoasă și Tribunalul Timiș mi-a dat dreptate. O să vă explic despre ce e vorba, dați-mi voie să mă pun în mișcare. Este mai simplu așa, îmi cer scuze că fac comentariul din Sanderuțu. Îmi este mai simplu întrucât de îndată ce ajung acasă trebuie să mă apuc să pregătesc materialele, hotărârile judecătorești, declarațiile, tot ce e legat de cazul acesta. Am pus corespondența, am publicat-o pe Facebook cu CNA-ul, inclusiv pe Mălin Bot pagina publică, unde are toată lumea acces. Voi pune în comentariu fixat de la acest editorial video și în Patreon, voi pune linkul către Mălin Bot pagina publică pentru ca dumneavoastră să puteți să citiți și să vedeți cu ochii dumneavoastră corespondența cu CNA-ul, ca să vedeți că am avut dreptate. Am avut dreptate. În corespondență mi se explică de către șefa cancelariei CNA că asta era procedura și ei ar fi trebuit să urmeze de la bun început, din prima zi când am fost pus pe ordinea de zi. Deci am avut dreptate în cele două live. O să revin la asta, vreau la cal să vă spun despre discuția pe care am avut-o cu frizerul, pentru că e foarte importantă, dragi prieteni, sub două aspecte. Un băiat tânăr, cred că în 30 de ani, a muncit foarte mult în Germania, muncește și ca frizer și are și o firmă de curățenie, deci omul muncește în două locuri, cum ar veni, și pentru el și pentru un angajator care îi plătește un salariu. Și mi-a spus două lucruri interesante. În primul rând, dorința lui de a se schimba lucrurile în bine, efortul pe care l-a făcut el, diferența între Germania și România, dar vreau să încep, că avem și subiectul ăsta destul de trist cu CNA-ul. Vreau să încep cu un aspect mai vesel, da? Să vă înveselesc puțin înainte de a vă enerva. Mi-a zis că s-a uitat pe TikTok și că a văzut că și a văzut și pe YouTube că Dragnea prezintă rețete de bucătărie și că spune: am furat această rețetă. Deci Dragnea, mi se pare foarte amuzant, și ce că i-a scris și lumea. Deci Dragnea nu se poate abține să nu fure, da? Deci Dragnea și în vlogurile pe care le face fură de undeva ceva. Fură o rețetă. Acum, faptul că a furat rețeta, a spus-o chiar el. Și eu am spus la mișto, ne-am distrat pe tema asta, a zis: păi, ți-a așteptat cineva ca Dragnea să nu fure ceva? Că fură o rețetă. Când merge la restaurante, el, în calitate de client, să fie atenți cei de la restaurant, că poate le fură scrumiera, poate le fură sarea și piperul de pe masă. Chiar se fură. Am fost la un restaurant și nu era sare și piper. Și când am întrebat ospătarul, zic: nu vă supărați, de ce n-aveți solniță pe fiecare masă? Și mi-a zis, zice: domnul Mălin, n-o să credeți, dar se fură. O fi fost Dragnea în acel restaurant? Deci oamenii trebuie să fie foarte atenți, cei din industria Horeca, pentru că dacă apare Dragnea, să fie atenți că ăsta șterpelește. Totul e pe bază de furt la el, deci nu se poate abține. În modul cum s-a îmbogățit a fost pe bază de furt. În ce a făcut ca politician a fost pe bază de furt, nu? Pentru că aia a fost o formă de furt. Ce a făcut el, dosarul în care a fost condamnat, dosarul, al doilea dosar pentru care s-a dus la pușcărie, nu? El a furat din banii orfanilor din Teleorman. Acele femei care erau plătite din banii orfanilor din Teleorman îi prestau lui servicii la partid, îi făceau cafeaua dimineața și ele erau plătite din banii orfanilor, da? Și acum văd că fură rețete. Vă dați seama, cum să facă Dragnea ceva licit, da? Să facă o rețetă,
să prezinte cartea de bucate din care are rețeta și să-i dea autorului drepturile, să zică, domne, nu să-i plătească, dar să zică, domne, uitați, ăsta este autorul, da, de la el e rețeta lui. Nu! Deci, până și în vlogurile de bucătar pe care le face domnul Dragnea, e tot pe bază de furt. Să fie foarte atenți cei care îi prestează servicii domnului Dragnea, că se pare că domnul Dragnea a rămas pe modul de șterpelit. Să nu șterpelească vreo solniță, vreo ceva, scrumiera, paharele, tacâmurile din restaurante, să fie cu ochii pe el, ca pe butelie, că domnul Dragnea fură și nu se poate abține, da? În termeni medicali, asta se cheamă cleptomanie. Nu știu dacă domnul Dragnea are această boală, acum fac un pamflet, da? Sper să nu mă dea în judecată să vină cu certificat medical, că este un pamflet, da? Dar se cheamă cleptomanie, deci pornirea unei persoane de a fura și de a nu se putea abține este chiar o chestie de patologie. Bun, pe lângă această glumă am discutat foarte serios despre motivele pentru care România este în situația în care este, dragi prieteni. Și aceste motive au legătură, în primul rând, cu faptul că oamenii nu înțeleg că totul pleacă de la vot. Totul pleacă de la vot. Un coleg al frizerului care m-a tuns și mai tânăr a spus, zice, domnul, știți ce am auzit eu? Am auzit că nu contează cum votează oamenii, contează cine numără votul. Și am explicat, dragul meu, această expresie este atribuită lui Stalin și, într-adevăr, în 1944, când au venit rușii peste noi, în 46 au furat alegerile, într-adevăr, nu conta. Dar atunci eram sub tancurile lui Stalin și tot ceea ce au votat oamenii pe hârtie, totul era pe hârtie, s-a modificat din hârtie la București și comuniștii au primit mult mai mult decât au avut și n-a contat. Astăzi nu suntem cu tancurile rusești, da? Într-adevăr, în Rusia lui Stalin nu conta, da? În regimul comunist al lui Ceaușescu nu conta. Dar România nu este într-o dictatură comunistă. România este țară membra Uniunii Europene. Sistemul de vot și procedura de vot sunt controlate și monitorizate. Nu mai suntem în 1940, suntem în 2023, când totul este într-un sistem informatic criptat, în care nimeni nu poate să intervină. Deci, în contextul actual, ceea ce a spus Stalin n-are nicio valoare, oameni buni, deci voturile chiar contează. Și cu cât e mai mare prezența la vot, cu atât contează mai mult, cu atât se poate determina mai mult o schimbare în această țară, oameni buni. Deci totul pleacă de la vot. Există două mecanisme și m-am bucurat foarte mult. Fizerul care m-a tuns a avut o pauză, am și stat puțin la o cafea, acolo unde m-am tuns. Și am mai avut o discuție și m-a bucurat foarte mult dorința acestui om, care nu are nicio legătură cu politica, este un întreprinzător, un om care muncește foarte mult. Dorința lui de a fi o schimbare în bine. Dorința lui de a putea să se dezvolte și să producă plus valoare în această societate, în domeniul în care lucrează el. Da? Asta este ceva, oameni buni, pe care se poate clădi viitorul țării noastre. Eu sunt convins că există sute de mii, dacă nu milioane de tineri ca acest tânăr, care au această dorință, care doresc să se implice, care văd că nu este în regulă. Și am explicat de ce suntem în această situație. Am explicat cât de important este votul. Am explicat cum astăzi la Parlament, cei care vin la Parlament, sigur nu toți, dar majoritatea și în special cei din FSN ăsta 2.0 din Hidră, nu vin la vot ca să ia vreo decizie în interes public. Vin la vot ca să-și rezolve afacerile de partid și afacerile personale pe care în paralel le are fiecare, da? Și ridică mâna pe baza altor interese. La fel cum ridicau mâna în perioada comunistă, doar ca să zică da pentru ce decideau tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej și apoi tovarășul Nicolae Ceaușescu. Chestia asta nu s-a schimbat, se schimbă doar motivul pentru care se ridică mâna, da? În sensul că nu mai e ceea ce dictează Partidul Comunist, ceea ce voia tovarășul sau voiau tovarășii, că la început a fost Dej, ci se dictează pentru ce vrea tovarășul Ciolacu, pentru ce vrea tovarășul Bode, care e adevăratul stăpân al PNL,
plus bombonica de pe tort, afacerile personale ale fiecăruia dintre cei care votează și șmecheriile și înțelegerile de grup pe care ei le fac pentru a-și face afacerile. Și că atâta timp cât românii nu dau de pământ cu politicienii care fac treaba asta prin vot, lucrurile n-au cum să se schimbe. Da, dar protestele, da, protestele, am ieșit 250.000 de oameni în Piața Victoriei și ne-au bătut cu jandarmeria. Protestele au un rol, dar dacă lumea nu iese la vot, nu produc o schimbare. Împotriva protestelor ei pot aduce jandarmeria și pot stopa. Împotriva votului ei n-au ce să facă, oameni buni. Și dacă prezența, cu cât e mai mare prezența la vot, cu atât ei nu pot să altereze rezultatul votului. Da, există fraude, da, se aduc asistat social și așa mai departe. Dar ei nu contează în rezultatul general al votului pe fondul unei prezențe masive. Și n-au ce să facă, pentru că sistemul e informatic. Toți cei care încheie procesele verbale în secțiile de vot îl încarcă într-un sistem informatic care contabilizează automat și transmite în timp real. Totul este monitorizat pentru că trebuie să îndeplinim niște condiții, fiind țară membra Uniunii Europene. Deci chiar contează votul, oameni buni. Dar mai contează ceva și mi-am dat seama că eu n-am insistat pe acest aspect, deși motivul pentru care eu vorbesc atât de mult despre procesele mele, dincolo de faptul că doresc să vă explic tuturor celor care susțineți activitatea mea ce se întâmplă și cât background este în spate și ce decid instanțele de judecată, da? Și faptul că munca mea este validată de instanțele de judecată, dincolo de asta mai este un motiv, dragi prieteni, pentru care eu insist atât de mult pe aceste aspecte. Și anume, pentru a face oamenii să înțeleagă că pe lângă vot mai există un fenomen care, dacă s-ar declanșa în masă, lucrurile s-ar putea schimba în termen foarte scurt și s-ar putea schimba masiv. Și acest fenomen ține de mentalitate. În America se întâmplă foarte des, și anume să-ți cunoști drepturile și să ai mentalitatea de a trage în instanță orice funcționar public, orice instituție, atunci când îți încalcă drepturile. Dacă toate instituțiile care comit abuzuri în România ar avea sute de mii de procese pentru aceste abuzuri și dacă toți cei care au fost victimele unui abuz, mai mic sau mai mare, ar avea curaj, ar avea putere, ar aloca timp și ar înțelege cât de important este să-i dea în judecată, să se lupte în justiție, să obțină hotărâri judecătorești, să știți că frica asta nu există în România. Nu există nici frica de vot pentru politicieni și nu există frica, bă, ne dă ăsta în judecată. Chestie care există în Statele Unite. Eu urmăresc niște pagini de Facebook, le-am mai și promovat, cu avertizori de integritate din Statele Unite și îmi plac la nebunie, mai ales acest tip de cazuri în care îți arată, dacă urmăriți și dumneavoastră, vă rog să-mi spuneți, o să încerc să caut să vă pun link-ul și pe TikTok sunt foarte multe. Deci îți arată concret momentul în care o persoană este oprită de poliție sau de șerif, modul în care acționează poliția sau șeriful, după care îți spune: polițistul a încălcat articolul cu tare din codul cu tare, nu știu ce, tralala. Domnul John Smith a acționat în justiție. Justiția a dispus daune și dispun daune mari justiția pentru cazurile astea, nu vreți să știți. 50.000, 100.000, 200.000 de dolari, deci dispun niște sume imense. Și acolo există o frică, oameni buni, o frică, da? Și bineînțeles, odată ce justiția a dispus daune, se iau măsuri împotriva polițistului care a comis abuzul. Deci există o frică. Pentru că justiția funcționează corect. Cât de important este să apărăm independența justiției. Nu ne imaginăm cât de important este. Dar cât de important este să ne cunoaștem drepturile și să ne apărăm drepturile, dragi prieteni. Nu că este important, este esențial. Este o condiție sine qua non pentru sănătatea democrației. Fiecare proces pe care fiecare dintre noi îl deschide construiește pentru copiii lui, pentru nepoții lui, o țară mai bună, din perspectiva calității vieții. Dacă toate instituții, dacă ar exista frica asta de justiție în instituțiile statului, eu cred că multe lucruri s-ar rezolva, dincolo de legile prost făcute, dincolo de vot. Da, știu, veți spune. Știu pentru că trec și eu prin asta. Domnul Mălin, dar nu toată lumea știe legea.
Să știți că în foarte multe cazuri judecătorii, ei cunosc legea foarte bine. Dacă tu descrii starea de fapt pe care tu o cunoști, da? Ce s-a întâmplat concret și ai mai și filmat și ai și probe, judecătorii știu unde să o încadreze din punct de vedere legal. Dincolo de asta rămâne stresul de a ști cum să faci o acțiune, de a te duce la termene. Da, este un stres mare. Da, nu funcționează ca Statele Unite, unde se pune procesul pe rol imediat și se decide într-o ședință de judecată. Nu se stă la discuții 2 ani de zile. Nu funcționează așa. Dar contează. Funcționează, oameni buni. Vă spun, eu cel puțin am toate motivele să am încredere în independența justiției. Am hotărâri judecătorești de partea mea. N-am mai apucat să spun pentru că n-am vrut să îi creez multă publicitate acelui personaj dubios, infractorul Sandu Matei. Să știți că chiar și în cazul lui, Tribunalul Timiș, chiar dacă mi-a respins apelul, cu niște argumente pe care sunt sigur că le pot demonta la curtea de apel, nu intru în detalii când va fi, o să vă prezint, chiar și tribunalul în motivare a scris expressis verbis că Sandu Matei a mințit când a spus că eu nu sunt jurnalist și că judecătoria Timișoara a decis că eu nu sunt jurnalist și că probele din dosar și tot ce am depus eu dovedesc dincolo de orice dubiu că Mălin Bot e jurnalist, că face o activitate jurnalistică și că nu asta este discuția. Discuția este dacă anumite cuvinte foarte urâte din perspectiva instanței pe care le-am folosit la adresa lui a fost corect să le folosesc sau nu. Și tribunalul a zis, domne, a fost corect, dar tribunalul a ignorat niște hotărâri ale înaltei curs de casație și justiție, cred că n-au citit dosarul pentru că era foarte mare, pe care voi insista la curtea de apel și nu văd cum va putea curtea de apel să decidă altceva decât ce a decis în alta curte. Deci acolo, în hotărâre definitivă, sunt ferm convins că până la urmă voi întoarce această mizerie, că pentru anumite cuvinte trebuie să-i dau eu lui 2000 de lei. Și o să explic când va veni hotărârea și când va fi procesul. Aveți încredere în justiție, chiar dacă e greu, chiar dacă e complicat, chiar dacă durează foarte mult, dragi prieteni, trebuie să avem încredere în justiție. O mică paranteză, sunt pe centura București, unde e o limită de viteză aici, 80, 70, 30, după cum vedeți, nimeni nu respectă. Eu încerc să respect limitele de viteză, dar nimeni nu le respectă, pentru că sunt prost puse. Nu vreau să fac o culpă șoferilor aici, vreau să fac o culpă celor de la drumurile naționale, care ar fi trebuit să facă pasarele. Nu-i normal să reduci viteza la 30 de km la oră pe șoseaua de centură pentru niște treceri de pieton pe care trece un pieton odată la 5 ore. Aici trebuiau să fie pasarele, oameni buni. Plus că mai în față este o zonă cu curbă unde este punct negru. Punct negru se pune când au fost multe accidente mortale. Deci se pune în pericol viața pietonilor prin acest sistem. Noi plătim taxe și impozite și roviniete și ei n-au bani să facă niște pasarele. Am făcut un material pe tema asta, nu mai insist. Sunt în limita de viteză. Puteți să vă uitați cum trec pe lângă mine absolut toate mașinile. Vă repet, din punctul meu de vedere, vina aparține drumurilor naționale. Aici ar trebui să circule cu 90, să fie pasarele și n-ar mai fi niciun accident mortal, să fie garduri stânga-dreapta, cum e în țările civilizate, și la revedere, augurii, pacal, da? Bun, revin la subiectul nostru, dragi prieteni, aveți încredere în justiție. Deci cât de important este votul și cât de important este să ne apărăm drepturile în justiție, da? Eu, la audierea de mâine de la Consiliul Național Audiovizualului, dacă România ar fi avut un CNA cu adevărat obiectiv, n-aș fi avut nicio emoție, nici măcar nu m-aș fi prezentat la audieri. Le-aș fi trimis pe mail hotărârile judecătorești și ei nu pot să ignore deciziile instanțelor. N-au cum să le ignore, dragi prieteni. Da? Nicio instituție nu se poate plasa deasupra justiției. Odată ce justiția a decis că în cazul Cuculis eu am avut dreptate, că Cuculis a mințit că eu sunt plătit de USR, Cuculi s-a adus, a încercat printr-o mărturie mincinoasă să întoarcă soluția și Tribunalul Timiș n-a întors soluția, nu văd cum ar putea CNA-ul, ce bază ar putea să aibă să comită un abuz. Dar aici e o trecere de pieton cu restricție 30, dragi prieteni. Observați cum trece tirul, cu ce viteză trece pe lângă mine. Din spate vine o mașină cu transporturi periculoase. O să mă bag aici în parcare și mă și claxonează. Vă dați seama? Deci ăla cu transporturi periculoase a venit tare din spate și m-a claxonat pentru că eu respectam limita legală de viteză. Nu vreau să-i fac o culpă, vă repet, acel șofer și toți șoferii care circulă pe aici, pe centura București,
ar trebui să meargă cu 90 de km la oră. Și ei așa merg, deși sunt treceri de pietoni. Sigur, atunci când e pieton lângă trecere, să știți că șoferii reduc viteza. Dar înainte este o curbă, probabil șoferii nu văd, restricția este chiar în curbă și este punct negru. Înseamnă că au avut loc accidente mortale. Acolo drumurile naționale trebuiau să instaleze o pasarelă. Bun, revin la CNA pentru că nu vreau să vă țin foarte mult. Am să merg în ședința CNA, am să merg acasă, ridic materialul, după care o să mă ocup iarăși din scurt. Am primit astăzi la ora 2 invitația să fiu mâine la ora 9, dar totuși e mai rezonabil. O să mă coste să pregătesc, pentru că nu pot să, eu o să duc hotărâre judecătorești, dar trebuie să duc și o sinteză, știți? Și o să mă coste timp această sinteză, de aceea am și înregistrat din Sanderuțu, ca să fie materialul înregistrat, să pot să mă apuc direct de treabă. În mod normal, dragi prieteni, dacă România ar fi fost o țară cu un CNA nepolitizat, cu persoane, membrii CNA de bună credință, care își doresc un spațiu audio-video pe televiziuni, pe online, curat, n-aș fi avut nicio emoție. De ce? În modul în care eu mă exprim în materialele mele video de pe YouTube, că asta analizează CNA-ul, tot timpul am grijă să respect niște principii pe care le-am învățat ca jurnalist și le-am învățat în munca de televiziune. Să nu discriminez, să nu instig la violență, să nu instig la ură, să respect drepturile minorităților, să am o bază factuală solidă pentru expresiile dure pe care le folosesc. Și pentru expresiile dure folosite în cazul Cuculis am o bază factuală solidă. Și nu este pentru că o spun eu, este pentru că a spus-o judecătoria Timișoara și tribunalul Timiș a menținut soluția. O să intru pe site-ul instanței, ar fi fabulos dacă instanța a motivat și pot să duc și motivarea de la tribunal. Vineri am verificat și nu era motivarea ridicată, nu știu dacă până luni ridică motivarea, când vor motiva, dar hotărârea tribunalului Timiș menține hotărârea judecătoriei, deci sunt două instanțe, trei judecători. Dacă îl calculez și pe cel de la judecătorie cu primul proces pierdut cu Cuculi, sunt patru judecători din trei instanțe care au hotărât că am o bază factuală solidă, că toate expresiile pe care le-am folosit pe YouTube împotriva lui Cuculis sunt justificate și sunt acoperite de articolul 10 din CEDO. Nu văd cum ar putea CNA-ul să decidă altceva decât justiția. Sigur, ar putea, că sunt politruci, pot să voteze ce vor ei. Dar îi duc în justiție și în justiție, justiția nu se poate contrazice pe ea însăși. Înțelegeți? Singura problemă administrativă este că, din ce am înțeles de la Grigore Cartianu, conform legii, dar e valabil pentru televiziune, nu știu dacă e valabil și pentru persoane fizice, amenda trebuie plătită și abia apoi o contez și o anulez. Dar eu nu o să o plătesc și aștept să văd ce face. Mă execută silit, ce face CNA-ul și o să vă țin la curent în legătură cu aceste aspecte. Mâine la ora 9, așadar, voi fi în Consiliul Național Audiovizualului. O să vă rog să urmăriți, o să vă rog să mă ajutați cu distribuirea acestui material. Am să pun în comentariu linkul către corespondența cu ei, ca să fie lucrurile foarte transparente și foarte clare. Această corespondență este dovada că am avut dreptate să fiu revoltat, că s-au încălcat procedurile, că există premiza unui abuz împotriva mea. Pentru că doamna îmi comunică, șefa cancelarei, astăzi: domne, că v-am trimis ordinea de zi, că așa e procedura. Când sunteți dumneavoastră pe ordinea de zi, așa e procedura. Păi eu sunt pe ordinea de zi de o săptămână și nu mi s-a trimis nici ordinea de zi și nici raportul de monitorizare. Da? Păi dacă așa e procedura, trebuia să mi se trimită din prima zi. Și eu nu văd alt motiv pentru care nu s-a respectat procedura decât acela că oamenii ăștia au încercat să comită un abuz și au sperat că eu nu sunt pe fază, că eu nu știu, comit abuzul în lipsă și după aia spun: vai, n-am știut, dacă știam că domnul Mălin Bot s-a judecat, dacă știam că justiția a decis, Doamne ferește, nu-i dădeam nicio amendă. Doamne, dar noi n-am știut. Și nu așa ni s-a părut. Nu așa ni s-a părut, că e cam dur cum se exprimă domnul Mălin Bot. Și mâine o să stau astăzi să văd cât îmi ia, să fac sinteza, să trimit hotărârile judecătorești, să le printez. Trebuie să le printez în 11 exemplare, 12, 13 exemplare. Sunt 13 pe ordinea de zi, 13 exemplare. De ce 13? Unul pentru mine, pentru dosarul pe care îl constitui deja pentru instanță, câte unul pentru fiecare membru al Consiliului Național Audiovizualului,
și unul pentru aparatul administrativ al CNA, astfel încât să poată să ia act de documente. Am să încerc să fiu mai devreme ca să înregistrez aceste documente cu număr de registrare la secretariatul CNA, să nu avem niciun fel de discuții, să nu zic că domne, nouă ne-ai dat ceva. Noi n-am primit nimic. Mă aștept la orice. Desigur, dezbaterile pot fi urmărite online pe pagina CNA și eu voi face live așa cum fac live de obicei din ședințele CNA pentru a prezenta toate aceste informații și pentru a fi totul foarte, foarte transparent. Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care susțineți activitatea mea, atât în problema asta cu CNA-ul, cât și în general de-a lungul timpului, pentru că dacă n-ar fi fost susținerea dumneavoastră, eu n-aveam capacitatea psihologică și resursele să duc acest război. De ce? Este foarte simplu. Dumneavoastră m-a ajutat să-mi plătesc toate facturile, pot să funcționez. Da? Dacă nu poți să-ți plătești facturile, n-ai cum să te ocupi de războaie pentru principii. Da? Pentru că trebuie să te ocupi să-ți plătești facturile, înțelegeți? Deci este foarte important să știți că eu nu aveam cum să duc aceste războaie, n-aveam cum să câștig aceste bătălii în justiție, n-am niciun dubiu că dacă CNA-ul va comite un abuz, îl voi demonta în justiție și fără ajutorul dumneavoastră eu n-aveam cum. Pur și simplu nu, mi-era imposibil să duc această luptă. De aceea vă mulțumesc din suflet și îmi cer scuze încă o dată cu Sanderuțu. Am primit foarte multe recenzii că este foarte, foarte bun sunetul. Vreau să vă arăt ceva. Eu nu mai aud motorul când pornesc mașina. Mi se pare incredibil. Incredibil. Mă uit la tonometru. Ia. Să vedem. Se aude la început de marorul, după care motorul toarce încet. Opresc și ventilația și aproape nu mai aud motorul și nu mai simt vibrațiile. Suportul de la motor am explicat în emisiunea live de ieri, nu mai vreau să revin. Semper Fidelis, dragi prieteni, ne auzim mâine la CNA.